Deja la fața locului au ajuns reprezentanții ai Ministerului Apărării Naționale, sunt acolo și reprezentanții ai parchetului militar care se vor ocupa de această anchetă, reprezentanții ai IGSU, zona e într-adevăr în acest moment izolată. Haideți să vedem ce au spus în urmă cu foarte puțin timp. Era vorba de zboruri de antrenament pe care le executau în comun forțele aeriene române și forțele aeriene americane, respectiv armata SUA, pentru ceremoniile care urmau să aibă loc pe 20 iulie, ziua aviației române, ziua forțelor aeriene române. În cadrul acestui zbor de antrenament, elicopterul pe care îl vedeți în spate, de tip UH-60 Black Hawk, a raportat o defecțiune tehnică care a impus aterizarea de urgență. Din primele date nu sunt pagube altele decât cele pe care le-ați văzut și dumneavoastră. Sunt doi stâlpi care s-au dărâmat și înțeleg că sunt două mașini care au fost atinse de acest stâlp în cădere. Nu sunt victime în urma acestui incident. Cauzele urmează să fie stabilite de o investigație comună între forțele aeriene române și armata americană, autoritățile militare americane care dețin acest aparat de zbor. Am fost sesizați cu privire la acest eveniment, astfel încât s-a deschis o cauză penală în care se fac cercetări cu privire la cele întâmplate. Cel mai probabil va fi o încadrare 349-350 cod penal, însă ce înseamnă? Neluarea și nerespectarea măsurilor privind siguranța, securitatea în muncă, dar este doar o estimare, n-aș putea să vă spun la acest moment în clar, pentru că nu eu efectuez ancheta, este atributul colegilor procurori care fac ancheta efectivă. Foarte repede, peste 10 echipaje ale poliției rutiere care, în dinamică, au dispus măsuri de restricționare a traficului și aici vorbim despre ambele sensuri ale bulevardului Constantin Prezan, despre aviatorilor de la Arhitectul Mingu către Charles de Gaulle, practic zonele care converg către această zonă unde s-a produs incidentul. Vorbim de ceva neobișnuit, sincer, colegii au fost foarte, foarte prompți și bineînțeles că intervenția lor merită apreciată de toată lumea. Mulțumim! Mersi, Clau! Bun, cel pe care l-am auzit mai devreme este Claudiu Costea, este purtătorul de cuvânt al brigăzii rutiere și e important de precizat că în momentul în care s-a văzut, s-a remarcat apropierea acestui elicopter de zona de trafic, au fost mai multe autospeciale ale poliției rutiere care au intervenit imediat în ideea în care au blocat traficul în piațetă. Ca să vă faceți o idee, pentru cei care nu cunosc Bucureștiul, este o zonă extrem de aglomerată, mai ales în această parte a zilei. Polițiștii practic au închis arterele rutiere din zona sensului giratoriu și asta a făcut ca elicopterul să aibă un spațiu de manevră mult mai mare, deci să și aterizeze în siguranță. Cătălin Prunariu este pilot, expert în aviație, într-o legătură telefonică directă cu noi în continuare. Domnule Prunariu, bună ziua! Sper că ne auziți, nu refacem această legătură telefonică. Între timp, de spus și faptul că ambasada Statelor Unite a avut o reacție în acest caz, după această aterizare forțată a elicopterului și citez acum din această reacție. Ambasada SUA e conștientă de incident, urmărim îndeaproape evoluțiile, înțelegem că nu au existat răniți, lucrăm alături de partenerii noștri români pentru a rezolva situația și vom furniza informații actualizate pe măsură ce ele vor deveni disponibile, au transmis reprezentanții Ambasadei Statelor Unite la București. Cătălin Prunariu, pilot, expert în aviație, ne auzim, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi, domnule Prunariu. Haideți să ne închipuim ce ar fi însemnat dacă lucrurile nu ar fi stat așa cum au stat până la urmă. Elicopterul a ajuns în siguranță la sol. Aici a fost vorba și de maestria pilotului. Absolut. Din ce am văzut, din imaginile pe care le-am văzut filmate, a avut permanent situația sub control. Când spunem situație sub control, domnule Prunariu, e o chestiune de secunde, de minute, de cât timp pentru a lua niște decizii aproape vitale pentru cei din jur, pentru elicopter, pentru echipaj? Vorbim de secunde. Nici nu se pune problema de minute. Era un zbor de antrenament, zborurile acestea de obicei se desfășoară la o înălțime mai mică și pilotul a avut câteva secunde să vadă unde ar putea să aterizeze cu elicopterul și să ia decizia cum urmează să acționeze. Există niște cazuri speciale pe care orice pilot le cunoaște fără să mai citească un manual sau altceva, by heart, cum ne spunem noi, și în același timp, în timp ce aplică acele proceduri ca să se securizeze elicopterul, el trebuie să ia și decizia aterizării. Trebuie să aleagă un loc care să-i permită să aterizeze fără să producă pagube însemnate sau victime omenești. Care sunt scenariile pe care se bazează în acel moment, în secundele acelea, domnule Prunariu, un pilot? Nu există niciun scenariu scris dinainte. Aici totul ține de experiență și de intuiție.
trebuie să-ți dai seama imediat care este cea mai bună soluție din experiență, din foarte, foarte multe ore de zbor. Aici vorbim de niște piloți militari, piloți care acționează în zone de război, care sunt obișnuiți cu imprevizibilul și care sunt în permanentă alertă. Ce ne spune faptul că pilotul a fost obligat practic să aterizeze chiar în acel moment, chiar în acel loc aproximativ, sigur, și nu a putut să iasă din zona populată, să meargă spre primul aeroport, poate, sau spre prima zonă nepopulată? Mi-este foarte greu să vă spun din ce motiv s-ar fi putut produce acest incident. Urmează să se facă o investigație și respectiva investigație va spune care a fost cauza tehnică pentru care elicopterul nu a mai putut. Dar putem trage concluzia că într-adevăr a fost o chestiune foarte urgentă. Nu a mai putut suferi amânare în ideea în care să fie scos. Absolut. Din imaginile pe care le-am văzut, practic nu avea altă soluție decât să aterizeze. Și este bine că a avut elicopterul permanent sub control, pentru că elicopterele, spre deosebire de avioane, nu planează. Mulțumesc pentru intervenție. Cătălin Prunariu este expert în aviație, este chiar directorul Tarom într-o legătură telefonică directă.